În caz că vă plac clownii, avem aici unul și avem și un desen. Lăsați întrebări pentru că vreau să fac un Q&A cu maica mea. Întrebări de alea despre mine, că o să fie cu mama, știi? Deci fii creativ. Salut, mă, șacalilor. Observați-mă ceva diferit pe aici, mă. Dacă nu observ, chiar ești orb și prăjit rău, chiar. Da, păi după un an mi-a venit și mie camera. Nu vă gândiți că e o cameră de asta, gen așa, cu Canon, cu obiective, nu. E tot un Canon, dar e de mulți ani. E așa de veche încât nu se mai fabrică. Camera asta am făcut primul meu vlog în clasa a 6-a, alb-negru, încă țin minte cum era. Ce momente, mă ia nostalgia, dar hai să revenim. Astăzi o să vă arăt primele mele desene, adică, mă rog, printre primele. Eu desenam foarte mult când eram mic, dacă mă înțelegi. Văzând că merge mâna, mă rog, în imaginația mea acolo, de copil, de bebel de ăsta, mă da maică mea la liceu de arte și acum mare artist, ce sunt? Nu. Ce? S-o droa aici, frate, e full. Uitați să lăsați un like și hai să vedem. Deci am pus și ora la care l-am făcut, mă înțelegi? 24 anua 2011. Aveam 11 ani și nu știu ce însemna chestia asta. Știu că l-am avut pe perete, știu că, că l-aveam aici prins. Pare că eram între a 5-a și da, încercam să fac eu tehnică de astea cu de-a, da, e, dă-te de aici. În aceeași dată, dar cu 23 de minute mai târziu, am încercat eu să fac o natură statică, da, e, nu. nu, opre. Eram în clasă a 5 acolo și aici, frate. Te-am făcut mare de asta cu Angry Birds, știi? Mă rog, n-are niciun sens desenul ăsta, nu știu ce era. Când am văzut că nu este numele, n-am mai încercat. Wow, ce drăguș e ăsta. Inimioare. Desen făcut în creion, inimioare cu pixul. Nu prea gândeam. Deci în clasa 5-a, desenul meu preferat, mă uitam, bă, mereu, frate, era să înceapă aventura, știi? Am zis să încerc și eu, eram între a 5-a, iubeam, bă, și când am dus desenul ăsta la școală, m-o lua colegii mei, că mamă, ce fain e. Păi, da, mă, slavilor, mă, e fain, ce cu voi? Foarte frumos. După pe spate avem un peisaj, bă, Full HD 4K. Da, asta e mare tsunami cu apus, știi, adică care vine peste val, și adică valul, na, era, mă. Și stele de-astea de mare puse toate așa față în față. Cred că dansau o horă, că le-am pus așa de drept, nu știu cum. Aici era Vezuviu cum exploda, după cum vezi, e poza făcută chiar acolo. Eu am desenat ce am văzut, mă înțelegi? Cum nu prea-mi place cum e ieșit, în rest e forță tot. Eu îmi imagineam că ăsta e siretul, știi? Uite că nu mi-am pus data, eram tot așa, între a 5-a, 4-a spre a 5-a desenam mult. Eu am încercat să-i fac umbră la cioara, la porumbel, la... ăsta, albatrusul ăsta. Nic Luci, clasa 5-a 2012, Peneș Curcanu. Clasa 5-a boșilor, ce să-i faci, mare desenator ce eram. Așa asta, nu mai știu în ce clasă era, cred că tot undeva pe acolo, bă, îmi plăceau mult mașinile. Mașinile îmi plăceau, bă, da, cu roțile. Și tu alea, cum sunt roțile astea? Bă, șui, mă, parcă nu-i de mașină, ești nebun. Deja în 2012, nu, că în 2012 am văzut altceva, am văzut grafite, mă înțelegi. Bossule, eu nu te mint, e în 2012 făcut, mă chema XX Chris pe atunci, nu știu ce vedeam eu așa, nu, mă rog. 100%, bă, zi tu dacă nu-i fain, ăsta chiar mi-a plăcut, bine că l-o păstra, mai cum a fost alifest pe perete, serios. Aici avem porumbelul păcii, o temă de asta dintre a 5-a, da, uite, în 2000 eram între a 6-a, ce era mare expert cu de-astea, cu, da, mai mult e un fel de cioară decât porumbelul păcii, dar e ok, înțelege cine vrea. Dar era o temă cu puncte, știi, adică, păi n-aveam o treabă, adică uite-te și tu, parcă aveam pareți de pe ambele mâini pe toate degetele, uite-o lea, că ce e aici, ești nebun, uite de aici să cred, nu-mi vine să cred, no. Deci nu vine să cred, clasa 5-a, boșilor, îl arăt-o lea că, bă, eu în clasa 5-a, eu n-aveam nimic. Frate, n-aveam calculator, nu existau telefoane, nu, cel puțin eu n-aveam. Atunci mi se pare că se crease sau devenise la modul ăsta cu Minecraft. Bă, frate, bă, și-mi doream atât de mult să mă joc, știu dacă am început să desenez, frate. Dă-i seama ce copil trist eram. Du-te, nu, că am ajuns să desenez pe jocuri, pe hârtie, du-te de aici, frate. 2011. Cred că e albatrosa cu leucemie și cu mare pareză pe cap, nu vezi? Da, nu știu ce am, nu știu ce temă era aici, dar n-am avut o treabă. Bă, teoretic iar, știi, adică e cu puncte, cu dealea, cu linii, cu data, e cușe rău. Și am făcut două straturi de sprâncene, adică mă înțelegi, unul de în caz că-i cade unul să mai aibă unul, știi? Un peisaj pentru domnișoare, dacă vreți aici, cred că era mult mai mic aici, nu știu în ce clasă era mie. Pentru toate fetițele de grădiniță care vor un desen de la mine, să nu. În caz că vă plac clownii, avem aici unul și avem și un desen. Frate, mă, da, mă, de aici. Mamă, ce desen am făcut aici. Eu mi-au plăcut și skateboardurile, bă, dar n-am văzut să fac ceva mai... Nu, că trebuie să vă arăt. Uitați-vă alea că numai... Uite cât de real e, frate, uite cât de real e. Băi, băiatul, eu nu știu cum am putut să... De ce mână de artist aveam atunci. 2007, mă. Aveam 7 ani și cu desenul ăsta, bine, m-a ajutat și mama un pic să-l fac. A ajuns în cartea grădiniții, în revista grădiniței, de Bacău, de nu știu ce, că un copil, adică, uite-te un pic ce de ăsta aici. Bă, ce să zic, chiar a fost foarte tare, adică... O fost plictisitor.
Chiar a fost interesant, mă bucur, știi că am făcut video ăsta. Cu ocazia asta m-am amintit și eu cât de harnic eram când eram mic. Acum sunt o lepră de om, supranumit și hârpa societății Bacău. Da, mă, eu sper că v-a plăcut videoclipul. Cam atât, că nu mai știu altceva, nu. Nu mai am creativitate, toată creativitatea mea e acolo, în toate desenele alea. Acum îs gol, așa. Da, mă, nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare, bășacalilor. Lăsați întrebări pentru că vreau să fac un Q&A cu maica mea. Întrebări de alea despre mine, că o să fie cu mama, știi? Deci fii creativ. O zi frumoasă în continuare. Mamă, mi-aduc aminte când făceam așa, puneam pa. Cheche, șmecher în județ ca Tony. Vezi că visul românesc e coșmarul Europei. Slavă Domnului că sunt atent, am motive să scui pe microfon până începe să vomite. Am un cerebel, ce cerebeli. Dau 4 beri, dau 5 beri, 6 beri și asta am făcut și ieri. Repărind culți, am ajuns mult prea departe, dar am catar.